categoria Maraton Matur, locul 1, Bădeliță Gabriel plus Răzvan. Da, tineretul, a luat maturii, nu știu de ce oprește. La plachete, corect. Locul 2, Maraton Matur, Crăciun Adrian. Și locul 3, Dinu Romică. Domnul Dinu Romică. Și locul 3, familia Grosu Dumitru. Categoria Maraton Matur, locul 1, Mustață Ciprian. Locul 2, Bădeliță Gavril Răzvan. Locul 3, familia Grosu. Și locul 3, tot de fundul Grozescu Ionuț.
ministri maturi. Locul întâi, Burneanu Daniel. Locul 2, Covrig Mihai plus fiul. Și locul 3, Nedelcu Mircea. Felicitări! Categoria maraton record tineret. Locul întâi și de fapt unicul, familia Grosu Dumitru. Trei etape maraton peste obținut. Felicitări! Felicitări! Avem în vedere situația de fapt. Câștigătorul acestui trofeu este domnul președinte Ion Zavate. A oferit să fac premiera și să-l felicite pe dată pentru acest frumos trofeu. La categoria maraton record, locul este domnul Burgheanu. O facem în ordinea decernării trofeilor. Vă felicit, domnul Burgheanu. Locul 2, la maraton record maturi, este familia Grosu Dumitru. Felicitări, Grosu. Și locul 3 la această mare categorie, domnul Zavate Ioan. O să rămână în continuare să decerneze aceste trofee. Locul 1, Aspic Tineret, domnul Dumitru Marian de la Braz. Felicitări, domnul Dumitru! Doar această categorie, Aspic Tineret. Locul 2, domnul Jean Nicolae. Un an a devenit fruntaș aici la categoriile astea. Și locul 3 la aceeași categorie, domnul Comăniță George, Ioniță George, scuzați-mă. Urmează Aspin Maturi, locul 1, domnul Cojucaru Alei de la Braz. Felicitări, domnul Cojucaru! Țineți-o, domnul, așa. Locul 2, Spiridon Constantin, domnul Braziu. Și locul 3 la această categorie nu există, așa că sunt doar 2 câștigători. Felicitări! Categoria Aspice Om Maturi, locul 1, domnul Spiridon Constantin. Locul 2, domnul Spiridon Constantin. Locul 3, domnul Spiridon Constantin. Vedeți cât este de mare, are 3 locuri dată. Felicitări, domnul Spiridon. Da. Vă urăm în continuare petreceri frumoasă, o să dăm microfonul orchestrei să mai fac subiteva melodii și o să revenim cu decernarea trofeilor în continuare. Vă mulțumim!